Programul de vaccinare nu merge bine, ca atare a zis prin țară să închidă anumite centri de vaccinare, sigur că ele sunt costisitoare. Ca atare am avut o discuție cu cei la DSP și am stabilit un alt program de funcționare pentru centri de vaccinare. Astfel, în baza noului program, la centrul de vaccinare de la Colegiul Ștefan cel Mare, acolo unde se fac cele mai puține inoculări, programul de funcționare va fi luni, joi, sâmbătă și duminică între orele 8 și 14, iar marți, miercuri și vineri între orele 14 și 20. La centrul de vaccinare de la USV, programul de funcționare va fi luni, duminică între orele 10 și 16, iar singurul centru de vaccinare care funcționează zilnic de la 8 la 20 rămâne cel de la Julius Mall. Acestea sunt noile programe, nou program, nouă date orare stabilite împreună cu DSP-ul la propunerea medicilor de celor care se vaccinează în aceste centre de vaccinare. Sperăm și ne dorim să se vaccineze cât mai mulți cetățeni și mă refer aici la persoanele adulte în perioada următoare, pentru că, așa cum se știe și cum este dovedit, cei care se îmbolnăvesc și sunt vaccinați trec mai ușor prin boală și riscul este mai mic.